Hello, loves! Având în vedere că v-a plăcut TikTok-ul pe care l-am făcut, ăla așa super relaxat, am zis să mai facem unul, pentru că am văzut că ați reacționat foarte bine și că vă este dor de TikTok-uri și mă bucur foarte tare și mie mi-este dor de ele și sunt foarte fericită să le fac din nou pentru voi. Și m-am gândit ca pentru astăzi să discutăm despre un subiect care, pe de o parte, este și un pet peeve de-al meu, pe de altă parte, este și un... văd că devine o mișcare, un trend în industria asta a vedetelor, dacă vreți, chiar și de la noi. Și, sinceră să fiu, mă bucur că este așa. Și vreau să vorbim despre vârstă. Scary. Da, știu. Foarte scary să vorbești despre vârstă. Că vezi, doamne, banii și anii nu se întreabă și nu am un fir de păr. Trebuie să spui vârsta și este foarte periculos, în special pentru femeile trecute de o anumită vârstă, să-și mai spună vârsta. În primul rând, vreau să plecăm de la, nu știu, ideea asta de la conștientiza. Să știți că am cafeaua cu mine, e aici. Mi-a făcut o, e tot un frappe. Și este bună. Vreau să conștientizăm faptul că noi în România, vorbesc strict de România acum, trăim într-o societate în care noi am fost învățate să facem totul pe repede înainte, până la 25 de ani, să ai casă, să ai copil, să ai job, să te măriți, să ai de toate și după 30 de ani deja ești expirată. Adică cam 90% din femeile pe care le-am cunoscut eu crescând, copil fiind, sau 90% din femeile pe care le-am văzut ca adult au mentalitatea asta că viața se termină, deci după ce ai ars pașii ăștia și de preferat să-i arzi foarte, foarte repede, viața se cam termină. Și chiar aveam o discuție cu cineva recent despre o persoană care tot așa m-a întrebat ce se întâmplă cu persoana respectivă care este de vârsta noastră și m-a întrebat ce se întâmplă cu persoana asta de este atât de demoralizată, atât de plictisită, atât de lehămițită de viață, dacă vreți, și i-am zis, păi, s-a blazat. S-a blazat pentru că, uite, a ars toate etapele astea pe care societatea ți le-a impus și îi se pare că s-a terminat viața, deși e de vârsta asta, are 30 de ani, da? Și am rămas așa puțin șocată pentru că ea și cu mine vedem altfel viața și vedem altfel lucrurile și mi s-a părut puțin ciudat să-i spun treaba asta, dar asta se întâmplă în societatea românească. Am observat că femeile cu precădere și mai ales aici la țară, aici am milioane de exemple, dar mă rog, nu e milioane, că n-ar fi la țară dacă aș avea milioane, dar înțelegeți voi, am foarte, foarte multe exemple de femei, chiar și tinere, chiar și colegele mele de liceu, chiar și femei mai tinere sau mai bătrâne, cred că mine, care după o anumită perioadă de, nu știu, după o anumită vârstă de 28-30 de ani, se consideră bătrâne pentru că au ars toate etapele alea pe care societatea le cerea de la ele. Și se blazează, adică încep să se îngrașe, devin îngrijite, nu mai au pasiuni, nu mai au nicio dorință de a face ceva în viață, nu le mai atrage nimic, nu le mai interesează nimic. Singura lor preocupare este să iasă să bârfească paltele, să stea pe Facebook în cazul de față și să aibă grijă cu cine le înșală bărbații. Știți, cam astea sunt singurele preocupări pe care majoritatea femeilor, după ce ard toate etapele astea, fie că este vorba de 30 de ani sau mai târziu sau mai devreme, cam astăzi preocupările pe care le au femeile la noi. Și vreau să discutăm puțin în contrapartidă că există un fel de mișcare, sau a început un fel de mișcare de acum câțiva ani, a vedetelor ăstora care au fost foarte mari în anii 90-2000, vorbind de Jennifer Lopez, de Thalia, de, eu zic, le zic pe astea că pe astea le urmăresc, Reese Witherspoon, încă nu are 50 de ani, dar se apropie și ea, de nu știu, mai ziceți voi actrițe din astea, Angelina Jolie, de Victoria Beckham, de vedete din astea care în anii 90-2000, adică la cei 20 și ceva de ani ai lor, erau foarte mari, erau vedetele momentului și toată lumea le vedea ca fiind hoa, care au dat naștere unui fenomen
care cumva contravine a tot ceea ce ne transmite industria asta de showbiz americană. Adică, industria, fie că vorbim de muzică sau de film, mai ales de film, industriile astea ne transmit ideea, tocmai ideea asta, că dacă ai trecut după o anumită vârstă, ești bătrân. Da? Adică se folosesc copiii tineri sau adolescenți mult prea tineri pentru rolurile pe care le joacă. Adică am văzut fete de 20-22 de ani care jucau femei de 40 pentru că vor aspectul ăla de femeie de 40 de ani care arată la 20, știți? Cumva industria asta îți bagă pe gât exact ce se întâmplă și în societatea românească. Ideea că, vezi, doamne, trebuie să ai arzi niște etape foarte repede și cumva că așa arată o femeie la 40 de ani, sau mă rog, alte nebunii din astea, dar ideea este că industriile astea întotdeauna, de când a existat Hollywood-ul și cinematografia și teatrul și așa mai departe, întotdeauna problema în showbiz a fost că femeile, cu precădere femeile, după o anumită vârstă sunt expirate și le dăm la o parte așa, ușor, 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 le punem pe făraș și le dăm afară. Țin minte că chiar în cazul lui Dalida citeam niște articole despre Dalida, care, mă rog, nu știu dacă știți, dar a avut un sfârșit destul de tragic și suferea tocmai din cauza asta, că deja devenise bătrână pentru industria respectivă. Adică Dalida n-a murit atât de bătrână, ca să zicem, pentru standardele din ziua de astăzi și deja era considerată bătrână, era considerată, o afecta deja imaginea ei, cum se vedea, adică și cum ar fi, cum vroia să se afișeze și, mă rog, erau niște probleme. Deci, tocmai showbiz-ul și industriile astea au dat naștere la niște dezechilibre din astea foarte ciudate și cumva oamenilor de rând le-a întărit ideea că, bă, după 25-30 de ani e cam gata, s-a cam terminat viața. Țin minte că la un moment dat la Română, directorul nostru ne spunea că, directorul nostru care era și profesor de română, nu știu cum venise vorba despre femei și despre, mă rog, era în lecție acolo și la un moment dat ne aruncă chestia asta, era în clasa 12, că atunci așa permis să discute chestiile astea mai așa cu noi. Și ne zicea ceva de genul că femeie frumoasă în jur de 22-25 de ani maxim, adică după aia nu mai e frumoasă, că după aia arată a mamă, începe să se treacă și chestii de genul ăsta. Adică și el avea aceleași setări imprimate în cap. Tocmai tot pe filiera asta a societății, știți? Și eu tot timpul m-am stat și m-am gândit, ce? Adică cum adică femeia e frumoasă numai la 23 de ani? Ce? Știți, mi-a rămas chestia asta în cap și acum câteodată mă mai bântuie și mai enervează. Bun, dar ce vreau să zic cu treaba asta cu showbiz-ul este că până acum au fost vedetele astea, știți, a anilor 90, jumătatea anilor 90, început de anii 2000, care au fost pe val și acum dau naștere unui trend. V-am zis, Jennifer Lopez, Shakira, ziceți voi, toate astea care încă sunt pe val, care au fost foarte celebre și încă sunt pe val, dau naștere unui curent, unui trend care mie personal îmi place foarte tare și dau naștere unui trend care încearcă să impulsioneze femeile să înțeleagă că dacă ai ajuns la 50 de ani, că se pare că vârsta de 50 de ani este scary, așa, pentru majoritatea oamenilor, dacă ai ajuns la vârsta asta, nu se termină lumea. Da? Poate că nu mai poți face la 50 de ani copii, că na, sistemul și da, nu mai funcționează la fel, dar asta nu înseamnă că ești un om trecut, dar asta nu înseamnă că nu mai ești bun de nimic, nu înseamnă că nu poți avea pasiuni în viață, nu poți avea iubiți, nu poți avea plăceri, nu te poți bucura de viață, nu poți avea o viață frumoasă și nu poți arăta bine, iarăși, dacă ai trecut de 50 de ani. Că iarăși este o mare problemă când femeile, mai ales la noi, se blazează, le vedeți. Le trage gravitația în jos. Cum s-au blazat, cum le trage gravitația în jos? Că ele gata, nu mai. Lor nu le mai trebuie, ele nu mai au grijă nici cu ce se îmbracă, nici ce mănâncă. De aici și subiecte de bârfă și de discuție și de miștouri și de glume proaste pe care le fac unii mai mult sau mai puțin rău intenționați pe seama femeilor care trec de o anumită vârstă. Și pentru că în momentul în care se blazează, se termină. Le trage gravitația în jos, cum am zis, da? Totul cade. De pe ele, de la față, totul în jos cade.
Și femeile astea din care dau naștere acestui curent vor să tragă tare și să cumva se luptă cu sistemul din showbiz și vor să spună, băi, știi care e chestia? Dacă am 50 de ani, nu e o problemă. Uite că încă pot să cânt bine, pot să dansez. Uitați-vă la Jennifer Lopez, în ce hal dansează, că mă și sperie câteodată. Deci mă apucă groaza cât poate să danseze femeia aia. Sau nu înseamnă că dacă am 50 de ani, sunt expirată. Sau mai știu eu ce fraze auzim din astea pe, despre femei. Și mi se pare foarte frumos curentul ăsta și mi se pare că ar trebui să-l adoptăm și ar trebui să-l îmbrățișăm și eventual ar trebui să împrumutăm și noi din mentalitatea asta, pentru că știu care e răspunsul majorității, o să fie, a, păi da, Jennifer Lopez are 850.000 de operații estetice și are nu știu câte milioane și are nu știu ce, da, dacă te uiți, de acord, perfect, sunt perfect de acord, exact ce vorbeam și cu Eugenia. Da, are grijă de imaginea ei pentru că până la urmă asta vinde. Ok, nicio problemă. Dar hai să ne dăm puțin în spate, lăsând toată faima, operațiile estetice și astea, și să ne uităm la ce fac femeile astea. Că, de exemplu, eu mă uitam și la Thalia. Voi știți ce mănâncă femeia aia? Mai ales că are Lyme. Deci eu v-aș provoca să vă uitați în farfuria ei când mai postează pe story sau altor vedete de vârsta ei, că Thalia a făcut 51 de ani, Jennifer Lopez are 53. V-am zis, pe astea le urmăresc cu precădere. Mai sunt și altele, multe, la 50 de ani, care arată super bine și sunt super active și sunt super frumoase și arată extraordinar așa. Dar eu vă provoc să vă uitați în farfuria unei astfel de vedete și să vedeți exact ce mănâncă și o să rămâneți surprinși și o să vedeți că majoritatea mănâncă lucruri extrem de banale pe care și noi le avem. Adică, în loc să bage pungi de chipsuri, semințe, mâncare semi-preparată și mai știu eu ce, majoritatea mănâncă legume la abur, pui la grătar, cu foarte puține condimente, curcan, ce mai mânca într-o zi, ouă fierte mănâncă, uite, Thalia mănâncă foarte multe ouă fierte, din ăla de ovăz, terci de ovăz, adică lucruri banale la care și noi avem acces, da? Lăsând la o parte toate îngrijirile, tratamentele și așa mai departe. Pe lângă asta, Thalia face 6 zile consecutiv sport pe săptămână. Odată din cauza Lyme-ului, pentru că o ajută să se mențină mobilă și dacă nu face sport și își pierde masa musculară, are probleme, îi se dezechilibrează sistemul și începe să își facă Lyme-ul simțită prezența și în al doilea rând pentru că se simte bine și pentru că vrea să se mențină. Niciuna din femeile pe care le-am văzut eu că s-au blazat după 30 de ani, unu, n-au avut grijă ce-au băgat în gură, doi, nu au făcut 10 minute de sport. Ba, din contră, dacă le pui să meargă de aici două stații pe jos, nu vreau, da, să mă noi, nu, eu să mă duc două stații pe jos, dar cum să mă duc? Când și asta poate să fie considerat sport, adică mergi pe zi, în loc să iei autobuzul două stații, mergi pe jos, în loc să iei liftul până la etajul 3, urcă scările, că totuși nu sunt 250 de etaje, sunt 3, adică ce vreau să spun este vorba și de mentalitate, că femeile alea, ok, or avea ele bani și operații și acces la cele mai bune tratamente și așa mai departe, sunt de acord cu voi în principiul ăsta, dar lăsând partea asta de imagine pe care ele trebuie să o întrețină pentru că asta e meseria lor, hai să ne uităm la ce fac practic și ce putem implementa în viețile noastre, pentru că ele fac chestia asta și ca să se simtă bine, pentru că, așa cum zicea și Jennifer Lopez și pe Thalia, am auzit-o spunând chestia asta, se fac chestia asta nu doar că trebuie să arate într-un anumit fel, ci pentru că ele sunt obișnuite să arate așa. Adică dacă peste noapte sau într-o lună s-ar îngrășa 10-20 de kilograme, nu s-ar mai recunoaște pentru că nu sunt obișnuite cu imaginea aia din oglindă. Și acum nu veniți la mine să mă luați cu body shaming-ul, că nu fac body shaming, ci aici este vorba de a conștientiza
că ne este foarte simplu să dăm vina pe alții, să zicem, ah, păi ăla poate, că are nu știu ce, ăla se duce la sală, ăla face nu știu ce, ăla are nu știu câți bani, are nu știu câte operații estetice. Este foarte simplu să găsim scuze, dar nu încercăm să adaptăm lucrurile bune pe care le fac oamenii și pe care să le putem implementa la noi în viață. Adică că de mers pe jos toată lumea ar trebui să poată să meargă, mă rog, Doamne ferește, dacă nu există vreo problemă medicală. De mâncat cât de cât cu mințele echilibrat, toată lumea ar putea să mănânce cu grijă. De, nu știu, a schimbat un pic de atitudine. De schimbă puțin atitudinea în ceea ce primește viața și lucrurile astea. Toată lumea poate să lucreze la capitolul ăsta. Adică nu zic că toată lumea trebuie să-și petreacă timpul numai în sala de sport și în sălile de cosmetică ca să fie Jennifer Lopez, dar asta nu înseamnă că nu putem face ceva în sensul ăsta, știți? Pentru că, iarăși, revin la ce ziceam la început, la noi femeile sunt obișnuite să se blazeze și după aia se simt prost că sunt denigrate de bărbați sau de alte femei sau se simt amenințate de femei tinere, pentru că constant aud chestia asta. Păi da, aia e tânără, normal, ce are ea? Uite și cum arată ea și cum arăt eu, păi... Asta e deja o problemă la tine, de fapt, nu e la ea. Și mi-ar plăcea foarte tare ca curentul ăsta să se infiltreze din ce în ce mai tare și la noi și peste 10 ani, fetele care au acum 30, 20, 30, 40 de ani, să fie conștiente că e bine să se îngrijească și să aibă grijă de ele și să se prețuiască așa cum o fac la vârsta asta. Că de fapt despre asta este vorba, de a avea grijă de tine la fel, constant, da? Că nu cred că niciuna din vedetele astea s-au trezit să zică, a, păi eu de mâine nu mai am chef să am grijă de mine, știți? Pentru că, repet, mentalitatea lor este că nu se văd altfel, adică aia e imaginea pe care o știu despre ele, aia este imaginea pe care vor să-și o doresc, pe care și-o doresc și aia este imaginea pe care și-o construiesc pentru ele. Revenind la Jennifer Lopez, femeia aia iarăși trage de fiare, are o rutină de sport de 5 zile pe săptămână în care trebuie să 5 zile în care trebuie să consume, nu știu cât face, 45 de minute sau o oră jumate în funcție de zi de sport și trebuie să consume 200 de calorii pe ședința aia de sport, de antrenament, cum vreți să-i ziceți. Nu știu dacă ați stat vreodată să numărați cât de greu se ar caloriile când faci sport. Dacă vă spun eu de la sărit de coardă că după 1000 de sărituri abia consumi 100 și ceva de calorii, da? Deci să consum 200 de calorii foarte greu, așa. Sau nici măcar n-ajung la 100 de calorii. Prin urmare, muncește, da? Nu e vorba doar de cuțit și de tratamente și de vai ce viață bună are ea și că are zi care ajutor, că iarăși este o scuză constantă pe care o aud asta, care ajutor. Ok, într-adevăr, sunt femei pe care într-adevăr le înțeleg că să ai un job, să lucrezi de dimineața până seara, să ai doi copii, să ai grijă și de casă, să mai mergi și pe jos, să mai faci și nu știu ce, este foarte greu. Dar este vorba și de ce accepti ca femeie să faci, adică cât îți pui pe farfurie, câte roluri îți pui pe farfurie, că iarăși suntem spălați pe creier să credem că noi, mai ales ca noi ca femei, trebuie să le facem pe toate. Nu trebuie să le facem pe toate. Că nu suntem multifuncționale, știți? Da, deci trebuie cumva organizată și viața astfel încât să-ți faci loc pentru lucrurile astea dacă sunt importante pentru tine. Dacă nu, să nu te plângi. Dacă nu, nu te supăra că nu poți să arăți și tu mai bine sau nu te supăra că unul face ceva și tu nu poți să faci și așa mai departe. Că totul se rezumă până la urmă la priorități. Dacă nu, dacă vrei să le faci pe toate, să le ai pe toate pe farfurie, și nu vezi că nu poți, e clar că undeva sistemul tău nu funcționează. Prin urmare, trebuie să găsești o soluție, trebuie să găsești ajutor, trebuie să găsești un sistem prin care să faci lucrurile să meargă în așa fel încât să-ți rămână și ție timp pentru tine, că așa este firesc. Că, iarăși, noi am fost învățate ca femei că după 30 de ani s-a terminat viața, de asemenea am fost învățate că
noi trebuie să facem totul, și casă, și masă, și serviciu, și copii, și familie, și prieteni, și tot, noi trebuie să facem. Bărbații sunt și ei pe acolo în mesaj, noi trebuie să facem tot. Și pe lângă asta, este rău să ai grijă de tine. Este o dovadă de egoism să ai grijă de tine și să faci ceva ce-ți place, și este o dovadă de egoism și nu ai voie să fii atât de egoist încât să te duci la sală sau să ai grijă ce mănânci sau să te îngrijești pentru că ești egoistă. Ceea ce toate astea sunt niște tipare de mentalitate foarte toxice pe care noi le-am dobândit, le-am moștenit, ni s-au zis de către alții și așa mai departe. Și mie mi s-au zis, și credeți că mult timp m-am luptat cu chestia asta, tot timpul eram, aoleo, lucram 16 ore pe zi și în weekend și toată casa era un haos și eram frustrată că nu puteam nici să filmez, nici să fac curățenie, nici nimic, și eram așa că doar cum alții pot și eu nu pot. Nu, de fapt nu poate nimeni. Realitatea este că de unul singur nu poate nimeni, știți? Cam așa e. Și trebuie să-ți alegi. Pe principiu, choose your battles. Adică, că și femeile alea. Că, spre exemplu, tot Talia zicea la un moment dat, în momentul în care te duci la muncă, renunți la timpul de asta cu copiii. În momentul în care stai cu copiii, poate renunți la face ceva pentru tine sau la o pasiune pe care o ai. În momentul în care ți-aloci un pic de timp pentru tine, înseamnă că, nu știu, renunți la altceva, știți? La a te vedea cu prietenii, la a citi o carte, la, nu știu, renunți la o anumită chestie. E clar că constant în viața noastră o să existe situații de genul ăsta când renunțăm la lucruri sau facem ceva în defavoarea altuia. Dar hai să ne alegem lucrurile pe care le facem. Adică, hai să ne alegem lucrurile pe care le facem și să ne schimbăm optica despre noi, femeile, în mod special. Și mă adresez cu precădere femeilor pentru că sunt mai mult femei aici pe canalul meu și pentru că mi-ar plăcea foarte tare ca și femeile la noi să gândească altfel. Știți, nu să fie ele alea care sparg, care dau cu capul, care centrează, care șutează, care stau în poartă, care ridică poarta, care țin plasa la poartă, care le fac pe toate, știți? Pentru că așa am fost învățate. Că apropo de asta, știți că vă zic, mai povestesc eu de vecina asta mea, care este în vârstă, se apropie de 80 de ani și ea a fost genul de femeie bărbat în casă, adică în casa ea, în casa ei, la propriu, cum a recunoscut și unul din băieții ei, ea era și femeie și bărbat și tot. Adică ea avea și muncă la câmp, avea și copii, avea și casă, avea și mâncare de făcut, avea și animale. Adică ea le avea pe toate și ea le trebuia să le facă pe toate. Trebuia să se descurce să facă rost de bani, că bărbatul aproape tot ce câștiga se ducea și cheltuia pe băutură și tot așa. Adică bărbatul era o prezență din asta doar simbolică în peisajul ei. Ceea ce ei a convenit pe de-o parte, doar că acum se uită puțin cu invidie la fetele astea care spun, păi stai un pic, copilul meu are bună, sau stai un pic, eu îmi duc copilul la grădiniță cu program prelungit ca să pot să mai fac și altceva. Sau se uită cu invidie la femeile care aleg să stea acasă și nu se mai duc la muncă ca să poată să-și crească copiii. Se uită cu invidie, cam cum, vai Doamne, dar ce repede obosește. Nu, asta e de fapt normalitate. Nu e normal să le faci tu și după aceea să ajungi ca ea, că ea are scolioză în ultimul hal. Este săraca vai de capul ei și a distrus coloana și a distrus picioarele și să muncești și să tragi și să ții tu absolut tot, știți? Și ba, mai mult eventual să-ți ții și copiii după ce se căsătoresc și devin adulți. Și pe aia să-i susții în continuare financiar sau cum poți. Prin urmare, ar trebui să mai învățăm și noi de la oamenii ăștia care sunt un pic mai evoluați că de-aia sunt unde sunt, pentru că au evoluat și pentru că gândesc puțin altfel, adică nu merg pe premiza eu trebuie să fac tot, eu trebuie să fiu și mamă și tată și copil și nu știu ce, să fac totul, să fiu și femeie de serviciu în casă, să fiu și bucătăreasă, să fiu, nu știu, și instalator, să le fac pe toate eu. Nu e ok. Da? Pentru că atunci e clar că nu-ți mai rămâne timp pentru tine și e clar că o să devii din ce în ce mai frustrată și e clar că o să te sufoce viața.
Pentru că tot așa v-am zis, mă uitam la femeie și efectiv simțeai cum se, sunt sufocate de viață, dar este firesc pentru că toate alegerile pe care le-au făcut, le-au făcut în direcția asta, adică acolo le-au dus alegerile lor. Și este bine ca generațiile care vin să învețe, nu să facă la fel, să învețe din greșelile lor și să înțeleagă. Mie nu mi se pare o dovadă de egoism din partea celor femei care refuză să muncească pentru a-și crește copilul și să ducă bărbatul să muncească. De ce? Păi ăsta e rolul lui, ancestral. Dacă nici asta nu-l las să facă și asum tu rolul ăsta, mă rog, că societatea noastră, că economia asta e altă discuție, sunt alte chestii, dar pe principiul ăsta, adică eu nu văd o doză de egoism, sau eu nu văd o doză de egoism în femeile care își angajează ajutor, fie că vorbim de casă, fie că vorbim de copil, fie că vorbim de orice, atâta timp cât îți permiți și tu îți poți angaja ajutor astfel încât să îți mai rămână timp și pentru tine, să mai faci ceva pentru tine și să te poți simți, pentru că este normal ca în momentul în care tu ești sufocat, te simți sufocat de probleme, de griji, de stresul de la muncă, de toate lucrurile care te apasă, de toate chestiile alea pe care ți le-ai pus pe farfurie și toate de apasă, este firesc să fii nervos cu copilul, să nu mai ai răbdare, să nu mai ai chef de viață, să nu-ți mai trebuiască nimic sau să te blazezi. Adică este firesc să te blazezi în momentul în care ți se pare că totul te sufocă. E firesc să ai senzația că după ce ai bifat lucrurile alea de pe listă, s-a terminat viața, s-a terminat existența ta. Și apropo de vârstă, că tot ziceam de vârstă, chestia asta cu vârsta ne-o și induce. Pentru că v-am mai povestit treaba asta, că eram adolescentă și efectiv mă simțeam mai bătrână, cred că decât s-ar simți un om bolnav bătrân la 80 de ani. Deci eu mă simțeam la... eram, nu știu, adolescentă în orice caz. Cred că în perioada aia și început să mă prindă depresia, știți? Și asta pentru că, uitându-mă în urmă, am realizat de ce era așa. Pe lângă faptul că începea să înflorească depresia, dar eram și printre oameni depresivi, oameni bătrâni, da? Cu o mentalitate îmbătrânită, care tot așa, până la vârsta de 30-40 de ani, au ars toate etapele și stăteau și se uitau dacă îmi vine moartea aia. Și nu mai venea, bineînțeles că moartea nu venea atunci, că la 40 de ani încă ești un om în forță și ai multă viață înaintea ta. Mă ajung, dacă, Doamne ferește, nu se întâmplă ceva așa. Teoretic ai multă viață înaintea ta, cum au avut și ei. Și ei se plictisiseră tot uitându-se după moartea aia, așteptându-o, știți? Și eu am trăit printre oamenii ăștia, cumva încercând să și încercam să le copiez atitudine, pentru că așa mi se părea mie firesc. După care m-am trezit un pic și mi-am dat seama că, băi, nu e așa. Și acum când au o chestie aia, da, vezi că ai 30 de ani, ar trebui să te comporți conform vârstei. Care-i vârsta? Cum se comportă, de fapt, un om la 30 de ani? Ca ăia care au ars toate etapele până la 30 de ani și după aia devin blazați, cum ar trebui să te simți la 30 de ani? Că eu, sincer, între 17, 18, 20, 25 și 30, 32 de ani, nu am văzut nicio diferență, știți? A, că se schimbă peisajul, că se schimbă responsabilitățile, că se schimbă lucrurile, dar ca fizic, ca vârstă, eu nu am simțit nicio diferență. Dacă stau să mă gândesc, cum mă simțeam la 20 de ani, fix acum, cum mă simțeam la 18 ani, poate mai rău ca acum, adică s-ar putea ca acum să mă simt mai bine ca atunci, știți, adică vârsta asta ți-o și induci și după aia în timp am văzut oameni și am cunoscut oameni care la 50, 60, chiar 70 de ani au o vitalitate și o energie și o bună dispoziție și o atitudine atât de frumoasă încât nu ai cum să le dai vârsta aia. Deci nu se poate, nu ai ghici într-un milion de ani și fizic nu arată de vârsta respectivă, da? Și la 70 de ani sunt unii care, pentru că sunt foarte, au vitalitate și sunt, au și o mentalitate din asta deschisă și pozitivă, la 70 de ani arată ca la, nu știu, chiar și 45. Deci nu vă exagerez, am văzut oameni de 70 de ani care arătau, nu, le dădeai mai mult de 45, te uiteai la aia, are 45, când zici că are 70, și când zici că are 70, te uiți așa strâmb, cine, aia? Nu se poate. Da, deci sunt situații, dar asta depinde foarte, foarte mult și de mentalul pe care îl ai. Încă un exemplu foarte bun, Jane Fonda, care
A trecut prin foarte multe la viața ei. La 80 de ani, la fel, are o vitalitate incredibilă. Ok, și ea s-a mai retușat pe aici și pe acolo, mai nu știu ce. Dar baza în sine este aceeași. A mâncat sănătos, a făcut mult sport, când doar ea a început cu DVD-urile, cu aerobic și așa mai departe. Deci a avut grijă de corpul ei, a avut grijă de sănătatea ei și așa mai departe. Deci și de atitudinea pe care o are asupra vieții și așa mai departe. Deci, vedeți, nu e vorba de vârstă în sine, de numărul ăla pe care îl ai. Că numărul ăla poate să nu însemne nimic. Când aud, am mai auzit fraza asta recent și jur că mă zgârie pe creier în ultimul hal, când aud femei la noi spun: a, păi am 30 de ani și o vârstă acum, da, nu mai... Da, mamă, te porți să te zici că ai avea 150 de ani, știți? Adică la 30 de ani am și o vârstă. Da, nu mai e ca la 20 de ani. Ba da, pentru mine e exact la fel. Și ca să concluzionăm așa, ce vreau să zic cu tot clipul ăsta este că îmi place la nebunie trendul ăsta cu vedetele astea care nu se încăpățânează ele să nu se dea bătute și să se lase scoase din industrie doar pentru că au ajuns la 50 de ani. De asemenea, îmi place foarte tare atitudinea asta că, băi, nu s-a terminat viața dacă ai ajuns la un anumit număr de ani. Din contră, de aici încolo, dar dovadă că Jennifer Lopez la 53 s-a căsătorit, așa. Prin urmare, ar trebui și noi să adoptăm puțin atitudinea asta și chiar sunt foarte curioasă să-mi spuneți și voi ce părere aveți și cum vedeți lucrurile sau cum credeți că ar trebui să se raporteze toate trendurile astea în societatea noastră sau cum ar trebui să fie interpretate de femeile care nu sunt neapărat vedete. Bun, dați un like și un share la clipul ăsta dacă mai vreți TikTok-uri. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!